Tablou de familie. În episodul final al serialului Tablou de familie, o mare surpriză le așteaptă pe femeile din familia Cheven, care credeau că au depășit toate dificultățile. În speranța de a avea în sfârșit o zi normală, ele încep pregătirile pentru nunta lui Colpan și merg la magazin cu rochii de mireasă. Acolo ele sunt luate ostatice de un bărbat și se trezesc implicate într-un caz complicat. Acest incident le face pe Arza și Efe să-și redefinească relația. Efe își cere scuze pentru presiunile pe care i le-a spus Arzei în legătură cu decizia asupra relației lor și îi mărturisește că, deși înainte îi plăcea să trăiască clipa, acum dorește o relație serioasă cu ea. Colpan ajunge la o răscruce de drumuri datorită unor probleme de sănătate. Medicul și fratele ei o sfătuiesc să se pensioneze. Astfel, Colpan se retrage și le lasă fiicelor ei casa de avocatură, Servec, iar ea se reprofilează și începe să predea la facultatea de drept. Bora îi oferă un cadou mic, dar foarte prețios lui Sanem, care este încântată să devină mamă. Ei vor avea tripleți și plănuiesc să le pună numele persoanelor dragi din viața lor, Erman, Ildihim și Fehida, după mama lui Bora. Yalim și Gyuneș se mută în casa lor, mâncând din nou nou început în viața lor împreună. Serialul se încheie cu nunta lui Colpan și Erman și o petrecere surpriză organizată de familie. La un an după eveniment, pentru a sărbători ziua de naștere a lui Colpan.